Tineri interpreții de muzică populară din întreaga țară au participat astăzi la preselecția Festivalului Național Ponoare Ponoare. Festivalul își deschide porțile pentru tinerii dornici de afirmare și de o experiență plăcută, trăită pe plaiurile mehedințene. Pregătirile sunt întoi pentru Festivalul Național Concurs de Folclor Ponoare Ponoare, care se va desfășura anul acesta în perioada 5-7 august, într-un cadru natural mirific lângă Podul lui Dumnezeu, unul dintre cele trei poduri naturale existente în lume și al doilea ca mărime din Europa. Selecția tocmai s-a încheiat. Au fost mulți concurenți dornici să participe? Da, au fost concurenți foarte mulți. 43 de concurenți, din care au rămas în urma preselecției 20. După cum ați văzut și dumneavoastră, juriul a fost destul de exigent și nu a făcut decât să rămână cei mai buni. Cu această ocazie le urez succes celor care au rămas și sper ca, odată cu evoluția lor pe scenă, să fie mulțumit și publicul. În seriile de spectacol ale festivalului, ce surprize așteaptă pe cei ce o să fie prezenți? După cum am anunțat și în online, vineri seara avem Hora Satului, horă la care va cânta doamna Angelica Stoican și interpreți tineri de la noi din zonă, mai ales din Ponoarele. Sâmbătă, începând cu ora 19, avem Parada Portului Popular, la care vor participa tineri și vârstnici din comunele din prejurul Ponoarelor, iar începând cu ora 20 începe festivalul concurs. După încheierea festivalului, pe scenă vor urca artiști consacrați ai genului muzical, iar duminică, începând cu ora 20, va fi gala laureaților. După această gală, vor fi prezenți laureați din edițiile anterioare, cât și soliști consacrați în alte festivaluri și soliști consacrați de la noi din Oltenia. Organizatorii, primăria și Consiliul Local al Comunei Ponoarele își propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații, afirmarea unor noi interpreți ai genului vocal și instrumental, destinat să sporească bogăția spirituală a tuturor românilor și nu numai. Directorul festivalului și președintele juriului va fi întregita interpretă de muzică populară Niculina Stoican, iar jurul concursului va fi alcătuit din personalități ale folcloristicii românești, specialiști în etnomuzicologie și folclor. Să ne spuneți, vă rugăm frumos, cum a decurs preselecția și cum s-au descurcat concurenții. Concurenții s-au descurcat impecabil, zic eu. Preselecția s-a desfășurat și online și a fost și cu prezență fizică pentru județele limitrofe Mehedințului. Cei din țară au fost online. Concurenți foarte buni. Nivelul festivalului crește. Și sunt foarte fericită că, alături de domnul primar, Georgica Pătrașcu, de Consiliul Local, de cei care gestionează destinele județului, reușim să păstrăm acest festival, pentru că, zic eu, și nu sunt deloc lipsită de modestie, la ora actuală Ponoare Ponoare este unul dintre cele mai mari festivaluri ale Olteniei. Ce sfaturi le dați concurenților, care mai mult ca sigur sunt foarte emoționați pentru weekendul ce urmează? Să fie curajoși, să aibă emoții, pentru că emoțiile te construiesc atunci când, eu știu, faci parte din tagma aceasta oamenilor care promovează frumosul, să se gândească că experiența unui festival, nu numai al celui despre care noi vorbim, de la Ponoare, ci experiența festivalurilor în general îi ajută și îi formează în cariera viitoare, că tot ce întâlnesc aici, faptul că se întâlnesc unii cu ceilalți, faptul că merg pe scenele țării, că se întâlnesc cu orchestre diferite, că lucrează cu dirijori care au un concept muzical diferit, pentru ei nu este altceva decât experiența care îi conturează ca și personalitate pe viitor. Așa că să nu se gândească la festivaluri doar la câștigul unui festival ca și premiu, să se gândească la experiența pe care o capătă în orice concurs pe care îl abordează ei în toată țara, nu numai la noi aici. Concursul se va desfășura live, acompaniamentul fiind asigurat de Orchestra Lăutarii Mehedințiului, condusă de profesorul dirijor Nicolae Drăghia.
Domnule dirijor, vă rugăm să ne spuneți cât de greu este de pregătit un astfel de concurs. Foarte greu. Ne-ar fi fost mai ușor dacă s-ar fi adunat de la prima preselecție, că timpul era mai mare. În trei zile, că mai sunt trei zile până la festival, este foarte mult material, însă cu siguranță că îl vom pune la punct. Concurenți buni din aproape toate județele țării, foarte buni, ca dovadă că au promovat toți. Cum vi s-a părut preselecția online? Este mult mai greu decât cea fizică? Nu este mai grea. De ce să fie mai grea? Din contră, este foarte binevenită pentru cei care sunt departe, pentru că era foarte greu, foarte grea deplasarea, binevenită. Astăzi au participat la preselecția festivalului tineri talentați din toate zonele țării. Aceștia au încercat pe cât se poate să îi impresioneze pe membrii juriului prin tehnica vocală, dar și prin virtuozitatea instrumentului, pentru a-și asigura un loc pe scena renumitului festival concurs Ponoare Ponoare. Cum te numești și ce zonă reprezinți? Mă numesc Popescu Simina Maria, reprezint zona Gorjului. Ce vârstă ai? 17 ani. Ce melodie o să interpretezi în concurs? Doina, eu plec mândră la război și sârba jos la pale de parâng. Cum te numești și ce zonă reprezinți? Mă numesc Ciobanu Gabriel și reprezint zona Mehedinți. Ce vârstă ai? Am 16 ani. De cât timp ai început să cânți? De aproximativ 2 ani. Ce piese o să interpretezi? Am interpretat Doina din repertoriul Angelica Stoican, Coborii de sus din munte, și sârba Mariei Răchițeanu Voicescu, Iarna trece, vara vine. Cum te numești și ce zona reprezinți? Mă numesc Golfinicu Șoralec și reprezint zona Olteniei, mai precis Dolj. Ce vârstă ai? Am 19 ani. Melodiile interpretate de tine se numesc? Doina mă dusei cu boi în târg și piesa Drum la deal și Drum la vale. Cum ți s-a părut atmosfera de preselecție? Ce ai simțit în momentul în care ai ajuns în fața juraților? Vai, nu pot să descriu în cuvinte, am avut foarte, foarte mari emoții. Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva, dar m-am simțit foarte bine. Și acum așteptăm să vedem dacă am trecut mai departe. Cântecul autentic, frumusețile naturii, cât și ospitalitatea ponorenilor sunt doar câteva referințe pentru a vă petrece cele trei zile în comuna Ponoarele.